Până la urmă, cel mai bine e când ți-e bine ție. Nu, dragă, să nu te simți vinovată. E, tu să-i înțelegi pe toți și când e vorba, pe tine nu te înțelege nimeni. Și eu cred la fel. Nu știu ce să spun. Eu zic să faci cum e mai bine pentru tine. Da, așa să faci. Îi spui foarte clar. Uite care-i treaba. Nu-mi convine să intru eu în rahat ca să te scot pe tine basma curată. A greșit? Să plătească. De ce să tragi tu pentru alții? Dar tu nu consumi mult? De unde mă sun? Că ăsta nu e numărul tău. Da? Nu l-am recunoscut. Ce faci, tati, aici? Păi nu aveai cu 771 la sfârșit? Oh, luați-ne bunii de tot. 330. Eu așa știam. Da. Ai încredere în tine. Ai fost acolo? Și? L-ai văzut? Ce făcea? Nu știu ce să zic. O să mă mai gândesc. Oricum trebuie să trec pe acolo să semnez niște prostii. Păi tu nu știi că e mai ușor să-i înveți pe alții ce să facă? Bine. Hai că mai vorbim noi. Pa! L-am cunoscut personal. Am stat la masă cu el. Uite, pun aici bluza Irincăi. Ce frumoasă bluză. A vrut să-mi o dea mie, dar eu nu vreau să o iau. E fată foarte bună, Irinca. Am venit cam dezbrăcat. Da. Vrei să mai dorm puțin? Hai pe termin imediat. Mănânci? Nu. E supărat? Nu. S-a întâmplat ceva? Nu. Alo? Da. Da, acolo, în spate, la... Da, acolo unde ne-am întâlnit atunci, când am... Nu, n-am uitat. Păi eu, într-o jumătate de oră, ajung. Sunt îmbrăcată, așteptam să sun. Nu, nu-i nevoie, că îmi chem un taxi. Bine, bine, pa, pa. Alo? Bună ziua, vă rog o mașină pe Lombarzilor 8. Catrina. Da. Da, aștept. Da.
Da, aștept. E bun mărul? De ce nu vorbești cu mine? Ce? La ce te gândești? La nimic. De ce îl pui acolo? Ei, asta e acum. Mă duc afară la aer. Și tata ăsta. E ca vaca. Cum îl scapi din ochi, cum intră în trifoi. Ar trebui priponit. Crezi că am procedat bine? Măi, femeie, dacă au zis la televizor că e dată în urmărire generală, trebuia să anunțăm oamenii, nu? Era dată dispărută, nu în urmărire generală. Hai. Când o să vină? Trebuie să apară. Eu plec puțin. Unde? Să mă întâlnesc cu Victor. De ce? Pentru că e tatăl copilului. Ți se pare un motiv suficient de bun? Ai bani la tine să-ți dau niște bani. N-am nevoie. Păi cu ce te duci? Am chemat un taxi. Ce-i cu părul tău? Păi să-ți dau bani de taxi. Ce? Am fost la coafor. N-am nevoie de bani, hai, pa. Cu primul bărbat eram prea tânără și fără minte. Ne-am luat amândoi după gura neamurilor. Baca mama, baca socri, baca unul, baca altul și a ieșit prost. Cu al doilea... Nu mă interesează. La al doilea am zis, gata, fac numai cum vreau eu și a ieșit și mai prost. Al treilea... Te-am întrebat eu ceva? De ce îmi spui mie toate astea? Nu mă privește. A cui să-i spun? Eu n-am iubit decât o singură femeie până să... S-a murit. Îmi pare rău. N-ai cunoscut-o, de ce să-ți pare rău? Pare rău pentru tine. Elinca nici măcar n-a cunoscut-o. A crescut fără mamă. Vezi tu, pentru o femeie e mai greu. Noaptea mai ales. Că ziua trece repede, da. Noaptea simți nevoia să vorbești cu cineva. Mai mult de asta m-am măritat a treia oară și a fost o catastrofă. Mă duc să mă întâlnesc cu Victor. De ce? Pentru că e tatăl copilului. Ce mă tobuziți cu întrebarea asta? Hai că am plecat. Ah, uite că au venit. Oh. Hai, ce faci, domnule? Mă lași cu mâna întinsă. Pare rău, doamnă, nu am să vă dau 7.000 de lei. Abia am ieșit pe traseu și... Restul? Restul? Nu mă interesează să-mi dea restul, restul. Dar nu am mărunt, nu înțelegeți. Nu... N-are mărunt, mă. Lasă așa. Să-mi dea restul, că am muncit pentru banii ăștia până la ultimul leuț. Hai, restul. M-am săturat de hoși și de șmecheri. Lasă-mi plata, domnule. Nu-l las, dragă. De ce să-l las? Că m-a ocolit-o Bucureștiul ca să ajung aici. Dar nu restul. Vedeți, doamnă, că se lucrează, se repară într-un... Da? De ce vin păi acum? Și pe mine ce mă interesează? Ce s-a întâlnit hoțul cu prostul, da? Hai. Auzi, mamaie, dar ești în vână astăzi. Poftim? Mă, cum vorbești cu mine? Ce o să-mi faci? Mai oprește! Dă-l jos din mașină, Petre, că-i fac toate farurile! Ai să-mi dai 7.000 de lei și mi-i dai firei tu al dracului de-mi puține... O, turbatu, o, ia să-ți ajungă, ia scolivă de infirața ai dracului! Nenorocitule! Dă-i papagale, dau peste unul, vezi cum faci, vezi că-i s-a urcat la cap! Lasă-mă pe mine, face, că te-o urmă! Dă-te la o parte, că dau peste mine! Firea al dracului să fie cu un puțit atat de mașină! Dar mi-a uitat toate arcurile în cur și-a mai fumat și tot drumul! Ia-l dracu de nenorocit! E adresa? Da, aici o fi. Ah, uite pe mama! Ia uite ce aranjată e! Tu să nu-i fie de ochi!
ziua. Bună ziua. Ce faci, Petre? Închide poarta, nu lăsa căscată. Pe noi ne așteptați, că nu mai vine nimeni, da? Păi, s-a întors. Dă-mi o piatră, că-i spart toate farurile. Nu, nu, e al meu. Nu e cel dinainte. La revedere. Bună ziua. Ce piatră? Nu poți să-i suferi, aș împușca pe toți. Se uită în ochii tăi și te fură. Bună ziua! Bună ziua! Dar m-am înjurat că nu mai urc niciodată în taxi. Câte zile ai avea, dar mai sunt și situații de-astea. Ce faci, mamă? Mergem? Să ne tragem și noi sufletul. Vă rog. Mulțumesc. Dormâna. Bună ziua, Petre. Ce casă mare aveți! Și ce curte! Petre, vezi că tot mai bine să stai la curte? Da, e mult mai bine. N-am but zahăr. A, lăsați că ne punem noi, ce treabă avem. Așa, mulțumesc. Și Petre nu bea decât o gură mică. Așa. Hai. Puțin. Ce faci, mamă? Bine. Da. Atâta oară am dat-o dispărută, Petre. A 11 oară, este? Anul trecut a fugit de 4 ori. Tinca. Păi n-am dreptate. Păi n-am fugit. Am plecat. Casa este din aia naționalizată sau ați făcut-o voi? Ea noastră. A, da, da, așa mă gândeam și eu. Cu soțul am vorbit la telefon, este? Petre? De ce bibelou frumos? Da, l-am văzut de când am intrat. Ia, hai să mergem noi acasă. Poate. Nu e musai să stăm să bem cafea. Stai și te grăbești, stai să... Să răsuflu și eu puțin, să-mi trag sufletul, zău, acum. Am fost și la Focșan după ea. Și la Slobozia. Și la Mușcel. Știți ce țară frumoasă avem? Dumnealui e alesul nostru. Craiu. Bate 70. Hă? Dar arată bine pentru vârsta lui. Mamă, vezi să nu dispar din nou! Nu mai aveți nicio ieșire, nu? Stați liniștită. Ce să stai liniștită? Să zici cu gratii la ferestre, nu mai stai liniștită. Ce vrei, Duduie? Până la urma urmei e mama. Ce să-i faci? Asta e. Nu poți să o las să intre pe mâna oricui. Cui. Nu vedeți ce oameni ciudați sunt astăzi? Și apoi prinde orbul, scoate-i ochii. Dar să știți că am avut noroc cu lumea. Că e săritoare lumea. Cum vede anunțul la televizor, cum imediat dă telefon. Da. Așa ați făcut și dumneata. Acum, așa ai făcut, nu? Așa am făcut. Da, da. Foarte bine, da. Vezi, cu anunțul cel mai bine. Din punctul ăsta de vedere, televiziunea e televiziune. Da. Și... Craiul nostru e rudă cu dumneata, ce e? Socru, tată, ce e? Tatăl meu. Tată, da. Ce să facem cu ei? Asta e. Nu ne mai schimbă nimeni. Vă spun, o să ne chinuim cu ei până... Știți, câteodată când stau de vorbă cu mama, parcă stau cu nepoată mea. Are numai fluturi în cap. Ce faci, Petre? Ce faci, fumezi? Doar că beau cafea asta. Stinge țigara. Are un ulcer nenorocit, se trezește noaptea, covrig și fumează. Deschide ușa, te rog. Pleacă! N-ai dreptate să știi. De ce te porți așa? M-am făcut de râs la copiii ăștia. Dar de ce? Cu ce am greșit? E frumos ce se întâmplă. Tu poate că ești obișnuită, dar eu unul nu am parte în fiecare zi de așa ceva. Asta îmi lipsea mie acum, circ.
Ai de capul nostru. Dar tu n-ai nicio vină. De ce sunt eu ultimul care află de toate drumurile astea ale tale? De ce? Nu puteai să-mi spui? Dacă ai fi știut, n-ar mai fi fost la fel. Și la Focșani? La Focșani ce ai căutat? Ce ai căutat la Focșani? De ce tot pleci de acasă? Ce-ți lipsește? O, Doamne, dacă ai stat o singură zi cu fata asta mea, te-ai duce în Honolulu după aia. Dar de ce stați împreună? N-are unde să se ducă. Și l-a mai găsit și pe mototolul ăsta, mai rău o încurcă. Și n-are casă? A avut, dar a vândut-o. A băgat banii la Caritas. Hai mă, lasă că e cusută cu ațoară. Nu. Din păcate, nu. Și asta n-ar fi nimic, dar a mai făcut ea și altele. Ea le-a făcut, ea să și le rezolve. Capul face, capul trage, eu așa știu. Da, da, numai că ea este specialistă să încurce ițele și altul să le descurce. Și așa a fost de mică, să știi. Ea le încurca și alții trebuiau să le descurce. Lui mama i-a plăcut dragostea mai mult decât orice pe lume. Cântece și amoruri. Asta a fost viața ei de când o știu. Da, după câți bărbați n-a suspinat ea. Zi, Petre. Așa e, cum zici tu. Numai cum îi întorc spatele, cum dispare. Asta e. Deci că e bomba cu neutron, nu altceva. Nu mai e nici ea tânăr. Păi, ce legătură are cu asta? Că la ea e invers. Are și calități. Nu e chiar așa. Da. Cântă. Cântă foarte frumos. Nu va cânta nimic până acum? Ba da. Bravo. Bună cafea. Tare cum îmi place mie. Bravo. O puteam să o las pe străzi. Acum se poartă de parcă ea m-ar fi făcut pe mine. Spune-și tu, ce pot să fac? S-o dau pe ușa afară? Nu pot. Nu mă lasă inima. Și atunci am vine să trag ușa după mine și să o iau la fugă. Și așa ai ajuns tu la Focșani. E o proastă, un copil rău. Nu vorbi așa, te rog, e fata mea. E da, dar nu seamănă cu tine. S-o vezi tu pe aia mică? Mai ai o fată? Acușpică, nu lipsește niciodată. Păi da, așa e, o nenorocire nu vine niciodată singură și aia mică tot așa e? Aia mică e supărată pe aia mare, pentru că aia mare stă cu mine. Aoleu! Da, și aia mare e supărată că aia mică are unde să stea. Și dacă are unde să stea, ce mai vrea, ce-i mai trebuie? Aha. Numai că aia mică stă cu bărbatul și cu copiii într-o garsonieră închiriată și nu-i convine. Și vrea să vină și ea să stea la tine. Dar n-avem loc toți. Eu am un apartament de două camere, mari. E adevărat, dar numai două. Da. Aia mică vrea să plece aia mare ca să vină ea în locul ei. Încep să înțeleg. El își arată acum dragostea față de mine. Și eu trebuie să iau o decizie, dar nu pot să aleg între ele două. De fapt, amândouă vor casă. Da. Și tu nu le-o lași lor? Ba da, numai că ele nu mai au răbdare până când... Așa că mă bate gândul, dacă nu se potolesc, să le fac o surpriză. Dar nici cu tine nu mi-e rușine. Și nu sunt eu mama lor. Bună ziua! Alo! Hai că ajung și pe acostea. Alo! Ah. Bună ziua. Bună ziua. A dat bunul Dumnezeu și am găsit adresa. Mironosiță. O jumătate de oră m-am învârtit pe aici. Ați găsit-o? Da. Doamne, mulțumesc. Toată săptămâna m-am rugat pentru ea. Am fost tare îngrijorată. Vă servesc cu ceva? Un pahar cu apă rece. Uf, Doamne, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Să vă dea Dumnezeu sănătate, Doamne. Ia spune-mi, ce cauți tu aici? Păi, e și mama mea. Da? Da. Dar când te-am întrebat dacă vii, mi-ai spus că ai treabă. Acum nu mai ai treabă? Am terminat mai devreme și mi-am făcut timp și pentru asta. Mm-hmm. Dar ce treabă ai avut? Știi, să nu ne certăm. Te guduri pe lângă mama ca o cățea, doar ți-o pica și ție ceva. Tu vorbești? Uf, Doamne, iartă-mă că mă faci să vorbesc urât. Auzi, la Focșani, de ce n-ai venit după ea dacă zici că o iubești atât de mult? Ți-era lene sau ai avut treabă? Da, am avut treabă. Da? Nu știu cum dracu se face că tot timpul ai treabă când trebuie să faci și tu ceva. Uite ce cur ai făcut de la atâta treabă. Las că nu rămân ele lucrurile așa. Te pun eu cu botul pe lagă și pe tine.
De ce nu vii acolo? Ce să caute acolo? Să-și ia Marfa și să plece. Ce am eu cu ei? Terminați, mă, că ne aud oamenii ăștia. E mai tași din gură, ce te bași tu? Da, lasă-l și pe el să vorbească, că e bărbatul tău. Și ce te privește pe tine? E bărbatul meu, nu e al tău. Asta ziceam și eu. Și nu înțeleg, care e problema? Ai pus ochii și pe el acum, da? Ce vrei, să iei tot ce e al meu? Da, asta vrei? Să iei tot ce e al meu? N-ai nimic în capul. Ce să spun? Plata e bună? Foarte bună, mulțumesc. Dar nu trebuia să vă deranjați. Uite, e însetată. Că a venit pe jos. N-a vrut să dea bani la taxi. E economă. Da. Mama pe unde o fi? Prin casă. Ar trebui să o chem, nu? Dar dacă nu vrem să o păstrați aici. Petre. Am glumit. A făcut ceva? Nu știu, v-a deranjat cu ceva? Să știți că îmi cer eu scuze în numele ei. Scuzați și toată tevatura asta cu televiziunea și cu... Mă rog, cu noi două, înțelegeți. Cred că nu a fost foarte plăcut. Dacă nu dădeam eu anunțul la televizor... E în regulă, nu e nicio nenorocire. Mamă! Măi, mamă, măi... Păi ce-am vorbit noi? N-ai promis că nu mai pleci? Păi, n-am putut să mă abțin. Să vezi ce crai a găsit irezistibil. Ți se aprind călcâile una, două. Ție ți arde de glume și eu am străbătut tot orașul ca să vin până aici. Păi, cine te-a pus să vii? Nu ți-am zis că vin eu? Și uite că nu mă mai plâng atâta. Hai, mamă, stai cu alea lângă mine jos, ca să te ține în picioare. Vreau să-mi beau cafeaua să-mi tihnească și mie. Știi că nu dorm când sunt îngrijorată din cauza ta. Imediat simt cum pun capul pe pernă, cum îmi vine imaginea ei. Legătura de sânge. Ești bine? Da, mamă. Foarte bine, mulțumesc. Hai, mamă, de ce vorbești așa? Da, cum vorbesc? Spun numai adevărul. Dumnealor m-au primit foarte frumos. Se poartă cu mine foarte bine. Pentru că s-au trezit cu tine pe cap, ce era să facă? Ei, nu e chiar așa. E chiar așa? Acum de ce sunteți modestă, zău? Nu vrei să te potolești odată? Mamă, spune-mi, la biserică ai mai fost? Nu. De ce? De ce se caute acolo? Poate dacă ai tu un popă mai tânăr, cine știe, și atunci se schimbă placa. Tinca! Nu mai vorbi așa, că te bate Dumnezeu. Ce să spun, că parcă până acum m-a ținut pe brațe. Nu m-am palme m-a ținut. Zii, Petre. Iartă-o, Doamne, că nu știe ce zice. Mare e puterea ta, Doamne, și răbdarea ta, și înțelegerea ta. Mamă, hai să mergem, că asta vorbește limbi străine, nu vezi ce simpatică e? Ești nesimțită, să știi. Ai grijă ce vorbești, că știi cum intru în părul al tău? Cu puterea lui Dumnezeu intru și coc ți-l fac. Arată-le, Doamne, calea, că tare mult s-au mai îndepărtat. Te întinzi mai mult decât îți e plapuma și nu o să fie bine. Lasă-mă, dragă, în pace. Și nu te enerva. Ce rost are să vă certați? Ați găsit-o pe mama voastră, e sănătoasă, totul e în regulă. Vă rog. Când vreți să plecați, poate ești deschis. Cu toate aiurelile tale, a? Pe afară vopsi gardul și înăuntru leopardul. Cu mine nu-ți merge, fantosit-o ce ești. Auzi, dacă erai așa de deșteaptă, de ce ai ajuns unde ai ajuns? Să stai cu pe capul lui mama. Lasă-le în pace, nu poți să le faci nimic dacă nu se... Ciodănesc puțin, nu se simt. Ți-ar mai conveni să fii în locul meu. Îi mănânci mâncarea de la gură, femeie în putere. Poftim? În locul pensia ei, știi ceva? La muncă nu l-a întins mâna. Feria dracu de parașuta dracului ce ești cu toate teoriile tale. Unde vrei să mă duci să-mi oprești șișul tău? Și unde ai tu serviciu? În împărăția cerului, unde? Uite-mă, Petre, lasă-mă în pace, tu nu știi ce spune asta. De ce ai ceva? Angelo, nu e frumos să vorbești. E lume străină, te facă. Tata!
Mișcă-te, ia și sacoșa aia. Mamă, vă mulțumesc pentru tot. Marș, 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 hai, marș acolo. La revedere! Închide poarta, Petre. Mireasă ziua bună, de la frați, de la surori, mai. De ce faci? De ce stai aici? Aici mi-e bine. Tu unde pleci la ora asta? Poftim? Te-am întrebat unde pleci. Trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Cu cine? Cu cineva. Măi, fată, nu poți să fii și tu mai clară? Eu te întreb ceva și tu îmi răspunzi altceva? Ce înseamnă asta? Ai băut? De ce? Tată. Mă chinuiesc să beau și nu pot. Nu-mi place vinul ăsta deloc. Și dacă beau, ce? Dacă ai ceva să-mi spui, spune-mi direct că mă grăbesc. Unde te duci? Hai că am plecat. Ilinca! Tată, mă grăbesc. Eu... Așa? Te rog să nu te superi pe mine pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme. Mama ta era o femeie minunată. Și dacă ar fi văzut toată mascarada asta, de adineauri, nu prea ar fi plăcut. Poți să-ți refaci viața, e dreptul tău. Eu nu am nimic împotrivă. Nu ceream voie. Știu. Și nu mai vorbi pe tonul ăsta cu mine, că eu sunt tatăl tău. Am avut grijă de tine cum am putut. Te-am respectat, ți-am acceptat familia. Am mai greșit uneori, dar... Nu cred că ai ce să-mi reproșezi. Nu-mi spui unde te duci? Secret. Ilinca.
Da, ai grijă ce faci și tu. Să nu ajungem să ne păruim și noi. Nu plecați! Îl iau eu. Unde pleci? Cum a fost? Bine. S-a bucurat să mă vadă. Vorbim mai târziu. Te-a divorțat. Acum ce facem? Tu nu știi să bați la ușe? Dacă trebuie, eu să învăț și asta. Ce e? Ai fost plecată? De ce mă întrebi? Unde ai fost? Să cumpăr ulei. Ai fost să cumperi ulei? Da, am fost să cumpăr ulei. Nu mai aveam ulei? Nu. Tu n-ai observat? Și? Ai luat? N-am găsit. N-ai găsit? Nu. O fi bine? La ce te referi? Ce faci tu? O fi bine? Nu înțeleg. Uite ce-ți propun eu. Până se termină tot balamocul ăsta cu divorțul, cu noi doi, hai să fim oameni cu capul pe umeri. Mai abține-te puțin. Adică? Crezi că eu nu știu? Vasile, n-am chef de ceartă. Mi-a ajuns pe ziua de azi. Las-o mai moale. Tu vorbești? Bine, măi femeie. Eu ți-am zis. Închide ușa!